În cadrul unui podcast unde a fost invitată, Mirela Vaida a povestit cum l-a cunoscut pe tatăl copiilor ei. Frumoasa prezentatoare TV a mărturisit că l-a întâlnit pe cel alături de care avea să formeze o familie atunci când era student în ultimul an la drept. Eram în facultate, în ultimul an, și toate colegele mele aveau un iubit. Și se duceau cu barca prin Cismigiu, le conduceau acasă. Eu nu aveam pe nimeni. Și mă duceam la mănăstire, la Sfântul Elefterie, că e vis-a-vis de drept. Și ziceam, Doamne, dă-mi și mie un băiat bun. Să mă iubiască, să mă ducă și pe mine în Cismigiu cu barca. La 6 luni, l-am întâlnit pe soțul meu. Și primul lucru a fost, dacă nu mă duci în Cismigiu cu barca. Și m-a dus. Am scăpat și vâslele. Și zic, gata. Doamne, l-am găsit, mulțumesc. Întotdeauna m-am rugat la Dumnezeu pentru orice. Pentru copii, că au venit greu. La fel, numai cu rugăciune am reușit, că altfel nu mă linișteam. Dumnezeu m-a ajutat în cele mai grele momente, mă știe cu toate, cu bune și cu rele. Și El îmi spune că acum încă sunt varianta bună, să vezi cum eram acum 19 ani. Adică atunci când ne certam, eu mă dădeam jos la semafor, din mers, și nici nu închideam portiera. Trebuia să țină în spate coloana și să se dea jos să închidă el portiera. Cam așa eram, un cal nărăvaș. Mi-a mai rămas puțin, de farmec, e păcat să renunțăm. Dar și mențin relația. Aceasta a povestit că își pedepsește copiii, însă nu i-a lovit niciodată și nu e de acord cu astfel de educație. Ridic tonul și ei înțeleg că, atunci când ridic tonul, lucrurile sunt grave. Tatăl lor la fel face, dar atât. Și noi aplicăm pedepse. Cea mai cruntă pedeapsă e să te duci în camera ta sau nu primești desert. Sau, azi, nu mergem în parc, dar atât. Oricum, ele simt, generațiile s-au schimbat, nu mai funcționează pedeapsa și autoritatea. Merge vorba bună. Babu.